În semn de înaltă apreciere pentru contribuția excepțională la călăuzirea activității pastorale, misionare, culturale, sociale și filantropice a Bisericii Ortodoxe Române, în țară și în diaspora, pentru sporirea binelui comun prin cultivarea dialogului interconfesional și interreligios, președintele României decretează: se conferă Ordinul Național Steaua României în grad de colan prea fericitului părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Prea fericirea voastră, Părinte Patriarh Daniel, Doamnă Președinte al Senatului, Domnule Președinte al Camerei Deputaților, Domnule Prim-ministru, Domnule Președinte al Curții Constituționale, Doamnă Președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție, Înalt Preasfințiile și Preasfințiile voastre, onorată asistență, cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani, vă felicit, prea fericirea voastră, și am bucuria să vă acord cea mai înaltă decorație a statului român, Ordinul Național Steaua României în grad de colan. Vă urez la mulți ani, sănătate, rodnicie în misiunea pastorală și în săvârșirea binelui comun. Sunteți întâiul patriarh ales de la aderarea țării noastre la Uniunea Europeană. Ați urmărit în această întreagă perioadă ca Biserica Ortodoxă Română să aibă locul ei pozitiv și bine conturat în parcursul și împlinirea destinului european al poporului român. Ne amintim prezența activă a Bisericii Ortodoxe Române în cadrul dezbaterilor despre libertatea religioasă și relația dintre state și culte, prilejuite de președinția României la Consiliul Uniunii Europene. Evoc de asemenea rolul fundamental pe care vi l-ați asumat în dezvoltarea dialogului interconfesional și interreligios în plan național și internațional. Această dimensiune a acțiunii Bisericii Ortodoxe Române se sprijină pe climatul general de armonie dintre cultele religioase legale recunoscute în țara noastră. Este fructificat astfel exemplul pozitiv pe care îl oferă România și cadrul nostru legislativ și instituțional în ceea ce privește libertatea religioasă. Prea fericirea voastră, ați adus o contribuție importantă la afirmarea Bisericii Ortodoxe Române ca important partener de dialog al statului român pentru consolidarea societății noastre democratice, o societate a libertății de conștiință, deschisă dialogului și îmbrățișând valorile comune ale solidarității, carității și iubirii aproape lui. Vreau să vă felicit pentru exemplul de echilibru și înțelepciune pe care îl oferiți în domeniul extrem de sensibil al relației dintre culte, precum și dintre acestea și autoritățile statului, și să vă urez ca și pe viitor Biserica Ortodoxă Română să se manifeste în apărarea și promovarea acestui model de relații. În același timp, în alta decorație care vă este conferită astăzi, vine să recunoască meritul Bisericii Ortodoxe Române în procesul istoric de formare a conștiinței naționale prin acțiunea și jertfa celor care au păstorit deopotrivă limba, dar și credința poporului român. Varlam, Dosoftei, Antimi Vireanul, Simeon Ștefan, Andrei Șaguna. Prea fericirea voastră, sunteți puternic implicat în păstrarea tezaurului lăsat moștenire de personalitățile spiritualității românești. În zilele noastre, una dintre provocările cele mai complexe căreia îi răspundeți cu succes este păstrarea identității spirituale și a coeziunii în comunitățile românești din diaspora.
Biserica Ortodoxă Română și-a dezvoltat căi mediatice moderne care duc mesajul pastoral, misionar și umanitar al credinței până în cele mai îndepărtate comunități românești. Prea fericirea voastră, îmi doresc ca parteneriatul dintre culte și instituțiile statului, dintre Biserica Ortodoxă Română și autoritățile publice, să continue și să se dezvolte pe fundamentul aspirațiilor și al valorilor pe care le împărtășim: libertatea religioasă, dialogul, cooperarea, solidaritatea, caritatea, respectul pentru diversitatea tradițiilor și prețuirea reciprocă pentru o civilizație a păcii. Aceste valori au creat și consolidat România modernă. Am convingerea că veți împlini în continuare proiectele importante ale Bisericii Ortodoxe Române, că veți susține legătura românilor de pretutindeni cu patria lor și veți inspira tinerele generații sub deviza înaltei distincții care vă este conferită, in fide salus, pentru împlinirea binelui comun. Întru mulți și fericiți ani, Părinte Patriarh Daniel! Excelența voastră, domnule președinte al României, înalte autorități de stat, înalt preasfințiți și preasfințiți părinți, onorată asistență. Primim acest ordin astăzi ca semn de apreciere, nu doar a activităților noastre ca patriarh, ci ca o onoare pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română. Și aceasta mai ales în anul dedicat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pastorației românilor din afara României. Avem cea mai mare diasporă română din istoria poporului român, care este o șansă, dar și o provocare, și de aceea am făcut eforturi împreună cu autoritățile de stat ca să ținem în comuniune românească pe acești fii și fiice ale patriei noastre care, din vari motive, lucrează sau studiază în afara hotarilor țării noastre. Vă mulțumim pentru aprecierile pe care le-ați făcut la adresa bisericii noastre și, într-adevăr, așa cum prevede legea cultelor, cultele în România sunt parteneri sociali ai statului român. Și noi considerăm că libertatea pe care o avem la nivelul manifestării credinței noastre religioase este o libertate pentru cooperare, pentru coresponsabilitate și, așa cum frumos a spus, pentru armonie și pace între toți cetățenii României și între românii de pretutindeni. Vă mulțumim și vă dorim și noi, la rândul nostru, ani mulți, cu sănătate și mult ajutor la Dumnezeu în activitatea pe care o desfășurați. Vă mulțumim!